parcursul derulării clipului video, putem întâlni secvențe de la al căror început am dori să realizăm un efect, o tăietură sau un eveniment oarecare. Este dificil să apăsăm din nou tasta Space, să apăsăm pauză, apoi să încercăm să găsim poziția precisă a acelui punct. Problema are o soluție foarte simplă, se numește marker și se găsește pe calea insert marker. Markerul se inserează în poziția în care cursorul s-a găsit, este numerotat. Numerotarea este în ordine crescătoare și putem să îi dăm un nume. De îndată ce nu mai avem nevoie de acest marker, clic pe el, clic dreapta și delete. Sigur că toată procedura este dificilă, pentru că filmul se derulează și calea insert marker este destul de greoaie, se pierd câteva fracțiuni de secundă din clipul video. De aceea, să apăsăm din nou tasta Home, să derulăm filmul și de îndată ce am găsit o secvență care ne interesează, apăsăm tasta M de la marker, a apărut deja punctul 1. Acum când se execută virajul spre stânga, spre dreapta, apăsăm încă o dată M, a apărut markerul 2, încă o dată M la acest viraj, a apărut markerul 3 pe timeline, markerul 4 și așa mai departe. Mai mult, markerii pot fi inserați și în trimmer. Ne aducem aminte selectarea filmului, clic dreapta și open in trimmer, aceasta este fereastra de trimmer. Derulăm filmul și pe măsură ce găsim un eveniment interesant apăsăm tasta M pentru marker. De remarcat că markerii inserați în trimmer sunt diferiți, nu suprascriu markerii inserați în timeline. Dacă apăsăm tasta Space, cursorul își reia poziția inițială, dar acești markeri au fost deja definiți. Oricare din ei poate fi selectat, clic dreapta Rename. Așadar, pe lângă numărul alocat în ordine crescătoare de Sony Vegas, putem să așezăm și un nume pentru acești markeri sau oricare din ei se selectează, clic dreapta Delete. Opțiunea de selectare a markerului, clic dreapta, Go To, ne duce cursorul la acel marker, lucru care se realizează și în timeline de fiecare dată când dăm clic pe acel marker. Dacă am făcut o editare greșită, dacă am inserat un punct de marcaj, un marker acolo unde nu trebuie, pur și simplu clic pe el și îl deplasăm în orice alt punct al secvenței video. Același lucru se petrece firește și în trimmer se pot deplasa acești markeri. După cum suita punctelor de marcaj și poziția lor se poate salva de la această comandă Save Marker.